Să luăm Cartea Sfântă și să deschidem la primele pagini. Geneza, capitolul 4, versetele 8 la 16. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide-mi să ieșim la câmp. Dar pe când era la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce-ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu voi trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod la răsărit de Eden. Amin. Să spunem și de data aceasta. De fapt, să o recunoaștem, că mare este Domnul în neprihănirea și în dreptatea Lui, în toate căile și lucrările sale. Și de asemenea vă spun tuturora să vă dea Bunul Dumnezeu harul să nu vă întâlniți cu acest Cain, dar mai important decât atât, să nu vă întâlniți cu ceea ce l-a înșelat Satan pe Cain, cu păcatul. Pentru că păcatul aduce pedeapsă. Acesta e titlul cuvântului de astăzi, păcate și pedepse. Ele sunt strâns legate. Nu se poate una fără cealaltă. Nu se poate să păcătuiești fără să fii pedepsit, și nu poți să fii pedepsit dacă n-ai păcătuit. Așa s-a întâmplat de la primul păcat și așa va fi, nu doar cu acest al doilea păcat a fost, așa va fi până în capătul capătului. În Geneza, capitolul 3, versetul 6, scrie că femeia, mama lui Cain, Eva, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschide cuiva mintea. A luat din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului care lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Și astfel s-a comis primul păcat. Dumnezeu i-a găsit, i-a întrebat și ei au trebuit să recunoască și scrie de la versetul 14 la 19 că Dumnezeu a rostit sentințe pentru șarpe, pentru Eva și respectiv pentru Adam. Exact în ordinea desfășurării lucrării păcatului. În cazul lui Cain, păcatul a început din momentul în care el s-a mâniat, cum scrie aici versetul 5, și i s-a posomorât fața. I s-a spus că păcatul pândește la ușă, atunci era doar în faza interioară. Dar începând cu versetul 8 citit acum, păcatul s-a materializat, deși el și-a cam umflat păcatul, la un moment dat n-a mai putut să-l țină ascuns și l-a omorât pe Abel. V-ați gândit vreodată ce-o fi spus Abel? Ce-o fi simțit Cain? Oare a vrut să-l omoare? A fost prima moarte umană, fizică. Dar fapt este că păcatul s-a consumat și a fost urmat din nou de intervenția divină. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel?
Și Dumnezeu îl întreabă ca și pe părinții săi, ca și pe mamă sa, versetul 13 din capitolul 3, ce ai făcut? Și îl întreabă și pe el, versetul 10 din capitolul 4, ce ai făcut? Și rostește sentința care atunci a constat din următoarele. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău, când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui. Asta înseamnă sărăcie. Dacă în cazul părinților săi a fost blestemat pământul, aici a fost blestemat și el. Pentru că, evident, păcatul a fost mai mare. Nu știu exact ce efecte a însemnat asta. Probabil plantele nu creșteau, rodul era mâncat de dăunători. Dar e cert că asta a dus la sărăcie. Acest fenomen se poate repeta. După cum scrie în Proverbe 13 cu 18, sărăcia și rușinea sunt partea celui ce le apă de certarea. Și au fost atâtea perioade de foamete datorate păcatului. Dumnezeu poate pedepsi astfel o țară întreagă cu o criză economică, regiuni întinse, cu secetă sau cu lăcuste. O altă parte a pedepsei a constat în neliniștea lui și mutarea permanentă dintr-un loc în altul. Și iarăși spun, este un fenomen care s-a întâmplat în toată istoria și se întâmplă din plin și în vremea noastră. Dumnezeu i-a spus, versetul 12, partea a doua, pribeac și fugar să fii pe pământ. Am auzit un astfel de mesaj profetic pentru un om care a păcătuit într-un anume fel față de slujitorii Domnului, față de biserică. I s-a spus, nu vei avea liniște nicăieri. S-a dus dintr-o țară într-alta, acolo. A ajuns și spre bătrânețe să fie tot migrator, nu turist. Să nu-și găsească locul, să n-aibă liniște, uneori să aibă probleme cu vecinii, să fie fugărit așa cum și evreii au suportat asta. I-a împrăștiat Dumnezeu peste tot. I-au fugărit dintr-o țară în alta de-a lungul istoriei. Asta este scris și în blestemele din Levitic, din Deuteronom. Ele s-au adeverit, știți, evreii de care aminteam și vă citesc din Ieremia 24, aici e vorba de vremea robirii babilonene, îi voi face de pomi, opriți din norocire pe toate împărățiile pământului, de ocar, de batjocură, de râs și de blestem în toate locurile unde îi voi izgoni. Este aceeași expresie pe care a suportat-o și a înțeles-o Cain, zice versetul 14, iată, tu mă izgonești astăzi. De altfel, păcătoșii vor avea ca pedeapsă o sândă să dispară de la fața Domnului. L-a îndepărtat. O a treia parte a pedepsei a constat în ceea ce a spus el că e prea mare pedeapsa. Versetul 14, partea finală, oricine mă va găsi, mă va omorî. Iată, dovadă că migrarea e determinată de adversitate. Și aici Dumnezeu i-a dat oarecare asigurare temporară, limitată. Pentru că, așa cum scrie textul în continuare, unul dintre urmașii săi l-a ucis.
De altfel, de aici mai putem să înțelegem ceva că așa cum ai făcut, se va face. Scriptura spune în mod expres, cine ucide cu sabia, de sabie va pieri. Așa spunea și Adoni Bezec, scrie în Judecător la capitolul 1 că a avut pasiunea nebună să taie degetele mari de la mâși la picioare a celor pe care i-a subjugat. Și când i s-a făcut la fel de către evreii care au cucerit Canaanul, și-a amintit exact de situația aceea. Am putea să amintim la păcate și pedepse și pe frații lui Iosif. L-au vândut atunci când le-a adus merinde. Și ei au trebuit să meargă la el după merinde. N-aveau ce căuta ei în Egipt, că țara lor a fost Canaanul. Dar ei au trebuit să meargă în Egipt pentru că în Egipt și-au vândut fratele. Ei și-au și amintit de acea vinovăție, așa cum rezultă din cuvintele lui Ruben, Genesa 42, versetul 22, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de jire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui și Iosif îi auzea. Aș mai da doar două exemple din vremea lui David, ambele din a doua Samuel, capitolul 21. Aici avem pedeapsa, 3 ani de foamete. Păcatul s-a consumat în generația anterioară, sau în anii anteriori, și scrie în versetul 1 că Dumnezeu i-a spus lui David, din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Deci iată, păcate și pedepse. Și a trebuit să plătească cu sânge, pentru că a vărsat sânge. Aș vrea să observăm că și păcatele aparent mai ușoare se plătesc. În aceeași carte, capitolul 24, e prezentată numărătoarea poporului. N-a omorât pe nimeni, David. Am putea spune, n-a înșelat pe nimeni aici. Dar înaintea lui Dumnezeu, din mai multe motive, fapta a fost considerată păcat. Și scrie de la versetul 10, David a simțit cum îi bătea inima după ce a făcut numărătoarea. Și a zis, Domnule, am săvârșit un mare păcat. Așa l-a considerat el, că așa ar trebui considerat orice păcat mare, pentru că este făcut în fața lui Dumnezeu. Acum, Doamne, binevoiește și iartă neligerea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Și a ascultat Dumnezeu când a cerut doar iertare? Nu. A venit Gad și a zis, așa vorbește Domnul, spun înainte 3 nenorociri sau 3 pedepse, alege una din ele și te voi lovi cu ea. Da, dragii mei, păcatul aduce pedeapsă. Într-un al doilea capitol al acestui cuvânt, vreau să observăm care este legislația păcat-pedeapsă. Să știm cu cine avem de-a face. Să știm că în cerul se strigă sfânt, sfânt, sfânt și numai 3 ori. Și într-una este Domnul Dumnezeu. Sfințenia e podoaba casei Lui. Păcatul este ororea casei Lui. În primul rând, vreau să înțelegem că orice păcat se notează și activează mânia divină. Nu l-a reclamat nimeni pe Cain. Scrie aici în versetul 10, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Aș spune că este o reclamare din oficiu. Așa cum vă citesc și din Roman la capitolul 1. Oare pricepem noi când păcătuim ce proces se deschide, ce dosar începe să se scrie? Romanul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstirii a Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor
care nădușe adevărul în nelegirea lor. Nu numai pentru crime. Nu. Orice. Vorbă, spunea Domnul. Se pune în socoteală celui ce a rostit-o dacă a fost nechipzuită. Orice amărăciune se sesizează automat la Duhul Dumnezeu. Orice strigare, orice clevetire, orice mânie. Că Dumnezeu a fost sesizat și l-a sesizat pe Cain încă de la mânie. Dar atunci s-a lăsat numai cu o avertizare, cu o mustrare. Dar iată că data asta a venit pedeapsa. Ceva în aceeași idee scrie și în Isaia, capitolul 26, versetul 21. Căci iată, Domnul este în locuința lui să pedepsească nelegiuirea locuitorilor pământului și pământul va da sângele pe față și nu va mai acoperi uciderile. Deci este fenomen general. Mânia lui Dumnezeu se declanșează automat. Nu când se află, când păcătuim. În al doilea rând, trebuie să observăm că deși mânia lui Dumnezeu nu acționează întotdeauna imediat în pedepsire, să știm că orice păcat se pedepsește. Mai degrabă sau mai târziu. În cartea profetului Ieremia, la capitolul 30, versetul 11, citim: Căci eu sunt cu tine, ce Domnul, ca să te izbăvesc, voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici, te voi pedepsi cu dreptate. Atenție, nu pot să te las nepedepsit. Cum, dar dacă Israel era al lui? Da. Nu pot, rețineți, unii care credeți că numai Vechiul Testament era cu pedepse. Iată ce vă citesc din Evrei, capitolul 12, de la versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge lupta împotriva păcatului. Și dacă păcatul s-a produs, scrie la versetul 6, Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii? Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Vedeți cât de bolnavă e gândirea vremii noastre, să nu pedepsești copilul până e mic? Ca să se amplifice rău și apoi să fie nevoit societatea să se lupte cu niște rele mari, cu niște păcătoși majori, când se putea vindeca răul acela atunci când erau ei mici. Când e mic, trebuie să-l lasă să meargă cu mașinuțele, cu telecomanda pe unde vrea. Dar când e mare, de ce nu mai lasă poliția să meargă pe unde vrea? Că dacă n-a învățat de mic regulile, atunci când va fi mare, îi va fi foarte greu și va fi foarte rău. Da. Vreau să observăm în al treilea rând că Domnul pedepsește cu îndurare mai întâi. Numai la urmă va pedepsi fără milă. Spune Scriptura în Psalmul 78, versetul 38. Totuși în îndurarea lui el iartă nelegiuirea și nu nimicește, își oprește de ultimul mânia și nu dă drumul întregii lui urgii, că altfel pedeapsa ar fi moarte, îndepărtarea veșnică de la fața lui. Dar aplică aceste pedepse gradual ca oamenii să se trezească. La fel scrie în Psalmul 103, versetul 10, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, că pedepsa ar trebui să fie drastică, maximă.
Și în Apocalipsa e scris că întâi vor veni niște trâmbițe purtătoare de pedepse, dar limitate, apoi vor veni urgiile catastrofale și în final judecata și moartea a doua, care nu-i cu milă, nu-i cu recurs, un pahar, scrie în Apocalipsa 14, neamestecat, fără niciun strop de îndurare. Nu-i de dorit să ajungem aici, așa e? Păcatul poartă cu sine pedeapsă. Se raportează automat, este întotdeauna purtător de pedeapsă, dar această pedeapsă poate să vină în timp, cu măsură, dar dacă problema nu se rezolvă, în final va veni osânda și pedeapsa întreagă. Doamne, ai milă! Cum se ruga psalmistul, când și-a dat seama, când a fost anunțat ce vine, unde a spus Domnul prin Natan ce urmări are păcatul. Cum urmau să-i moară copiii, să rămână bolnav, să fie răscoală. Și a început psalmul cu cuvintele, ai milă de mine, Dumnezeule. Of, de-am striga, ai milă mai repede. Pentru că în această legislație vreau să vă mai aduc în față două idei. Prima, cel ce păcătuiește se pedepsește singur. Asta sub două aspecte. Citesc mai întâi Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amare să prăsești pe Domnul Dumnezeu tău și să n-ai nicio frică de mine, ce Domnul Dumnezeul oștirilor. Uneori această autopedeapsă se aplică tot cu știrea lui Dumnezeu, dar prin însăși faptele care omul le face. De exemplu, cineva se încurcă și păcătuiește cu o fată și Dumnezeu îl poate îngădui să se și însoare cu ea, să nu se înțeleagă și suportă pedeapsa. Sau cineva, așa ca Ahab, se angajează într-o acțiune că nu l-a trimis nimeni la Ramotul din Galat și a murit din însăși pornirea lui. Se spune că o metodă de a prinde ursul este de a-i pune în față ceva miere și între el și miere o bucată de lemn legată sus și el se enervează că nu poate să mănânce liniștit miere și tot dă cu lava sau cu botul peste aia și aia vine peste cap o dată de două, trei ori până când îl amețește. Dar cred că înțelesul mai profund al acestui cuvânt, tu singur te pedepsești, este că noi suntem cauza. Pedeapsa care vine de Dumnezeu este efectul. Deci cauzalitatea pleacă de la noi. De aceea ar trebui, cum am citit din Evrei 12:4, să ne gândim când e vorba de păcat, la ce urmează. Cum spune Deuteronom, dacă ar fi înțelept, s-ar gândi mai dinainte. O, cât să nu păcătuiesc în mod deliberat. Nu iau în calcul urmările. Deși ar trebui studiat întâi legislația. Tot aici vreau să observăm, citind din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 32, dacă ne-am 31. Dacă ne-am judecat singur, n-am fi judecați. Cum adică să ne judecăm singuri și nu mai suntem judecați? Să ne pedepsim noi? Uneori da, dar înțelesul este mai profund în sensul de a judeca să nu comitem păcatul, cum scrie în 1 Corinteni 10:15. Vă vorbesc ca un om cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Adică să ne
Gândim înainte de a rosti o vorbă, de a face ceva. Adesea le spun la cei ce vin și mărturisesc. Pe cine ai întrebat dacă e bine să faci așa sau să nu faci? Diavolul te împinge să nu consulți pe nimeni. Să tăinuiești ca Iuda. Ce bine ar fi fost de el să fi întrebat. Doamne, ce mi-a pus diavolul în minte. Ce bine ar fi fost ca Amnon să spună la David ce avea în minte, cum și Dumnezeu l-a îndemnat pe Cain să recunoască. Nu și-a făcut socoteala Cain. Nici Amnon. Mă avea de 32 ani. Pentru o faptă de care nu s-a bucurat. A fost chinuit înainte de a o comite. A avut o senzație de o clipă a plăcatului, de plăcere, și apoi altă supărare. Să ne judecăm pentru că păcatul ne va ajunge, scrie în cartea Numeri. Nu vă mai spun toate unde scrie, găsiți. Să judece un băiat sau o fată, să judece oricine vrea să vorbească, să nu se grăbească. Dar dacă e vorba de alte fapte și mai mari, dacă am judecat, am gândit bine, n-am comite păcat. Eu am ajuns la convingerea că orice păcat, cum a spus și diavol, când David când a făcut numărătoarea, este o nebunie, de scurtă sau lungă durată. Niciodată omul nu păcătuiește din înțelepciune, ci numai din prostie, din nebunie. Aș vrea, dragii mei, să privim în al treilea și ultimul rând la o legislație pre-păcat, ca să legăm lucrurile în ordine. Nu la legislație post-păcat. Asta am dovedit că e urmat automat de pedeaps. Mai degrabă sau mai târziu, în funcție de anumite aspecte ale îndurării lui Dumnezeu, ale gravității păcatului, ale planurilor divine. Așa cum s-a întâmplat în cazul lui Cain, el a comis păcatul împotriva aproapelui său. Dar el ar fi avut următoarea îndatorire de care Dumnezeu l-a sesizat, el a înțeles, dar a negat-o. 4:9. Unde este fratele tău? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Da. Atunci era doar fratele său și părinții, dar mai târziu capătă titulatura de aproapele. Și Scriptura spune că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă am aplica acest principiu fundamental, această lege unică, n-am ajunge la păcat și nici de cum la pedeapsă. Cele mai multe conflicte, păcate, se consumă între oamenii care locuiesc împreună sau în vecinătate. Cine dintre dumneavoastră a avut vreun conflict cu cineva din Mongolia? Ați păcătuit împotriva cuiva din Noua Zeelandă? Numai dacă aveți rudenii pe acolo, altfel nu văd cum. Dar împotriva celor din casă. Când vine cineva să-și mărturisească păcatele, este că a păcătuit împotriva sau cu aproapele. Așadar, să fim atenți. Iată câteva versete din cartea Proverbelor referitor la posibile și diferite păcate împotriva aproapelui. 14:21. Cine disprețuiește pe aproapele său, face un păcat. Așa, zici în sinea ta, amărâtii vecinul ăsta. Vai de el. Scrie în continuare versetul, dar fericit de cine are milă de cei noroceți. Tot Proverbe întoarce în pagina 16:29.
Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună, în înșel, cu un târg. Tot Proverbe 25:18. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Și asta nu înseamnă numai neapărat la tribunal, pot să fie în diverse discuții. Întoarcem pagina în 26:18, citim de asemenea, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucitoare, așa este omul care înșală pe aproape și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Dar l-ai bazocorit, el rămâne ofensat, umilit. Sau, încă o pagină, o foaie, întoarcem 29:5, cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În lege, în mod deosebit în Levitic 19 și nu numai, existau reglementări foarte clare. Evreii au fost atenționați cum să poarte și cu privire la străini, dar pe ăștia întâlnim mai rar. Dar în mod deosebit, cum să se poarte cu aproapele. Dacă vrem să nu păcătuim, să avem grijă de cei mai apropiați. 1 Timotei 5:8, cine n-are grijă de cei din casă, e vinovat. E abandon. Vinovăție înaintea Domnului. Să avem grijă de cei slabi, ne spune Roman, capitolul 15, versetul 1 și 2. Nu numai noi să nu păcătuim împotriva lor, dacă se poate, și pe ei să-i protejăm să nu păcătuiască, pentru că asta înseamnă să fii păzitorul fratelui tău, că sunt păcate de comitere și sunt păcate de omitere. De asemenea, putem să fim cei ce păcătuim sau putem să fii cei ce ne constituim în pricină de păcătuire, care de asemenea este o vinovăție mare, care se pedepsește tot cu moartea. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunilor slabi, să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Mai cu seamă că Cain era mai mare decât Abel, cum ar fi trebuit să aibă grijă de el. Dar n-a fost așa. Spune apoi în 1 Corinteni, capitolul 8, când este vorba de cuget, să fii sensibil la încredințările celuilalt. 1 Corinteni 8, de la versetul 11, dacă îl împingi pe cineva să comită un păcat, el care este slav a pierit din pricina acestei cunoștințe a ta, fratele tău pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul slab, atenție, păcătuiți împotriva lui Hristos. Când faci bine la un necăjit, îi faci bine Domnului Iisus și când nu ești atent și altul proaspăt la credință sau tânăr sau copil întărătat la mânie păcătuiește, tot împotriva lui Hristos păcătuiești. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. În cazul acela, să nu se gândească de unde are acesta carne, nu cumva e de la templul idolilor. Cât de atenți ar trebui să fim. Dacă așa am proceda, atunci ne-am ține departe de activitățile lumești. N-ar mai merge pocăiții la mare, nu s-ar mai implica în activități sportive, în diverse glume, în participarea la activități lumești. Se vor mira ceilalți, dar nu ne vom mai constitui în pricina de păcătuire și vom avea grijă de aproapele nostru. Sau în familie și în frățietate, spune Scriptura în Efeseni, la capitolul 4, după ce ne-am îmbrăcat în omul dinăuntru, după chipul lui Dumnezeu, zice de la versetul 29, nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piardă din mijlocul vostru. Și toate astea sunt scrie aici în versul 25, fiecare de voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Da? Iată cât de atenți ar trebui să fim. Scrie de asemenea în Evrei, zice cu 24, să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Sau în 12 cu versetul 15, lua seama ca nimeni să se abate la harul lui Dumnezeu,
Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar să-l omesc ca Esau. Câtă grijă ar trebui să avem. Să nu fim indiferenți ca preotul și levitul și să ne oprim ca celai aproapele. Așa se adeverește, așa se împlinește porunca. Aceea care-i la fel de mare ca prima, după cum spunea Domnul, citesc din Matei, din capitolul 23, când a discutat cu un învățător al legii, 22, scuzați, versetul 36. Învățătorului, care este cea mai mare poruncă din lege? Și a răspuns, să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și când îl iubești, îl protejezi, faci totul pentru binele lui și nu-l vei provoca și nu vei păcătui împotriva lui. Iată de ce dragostea este împlinirea legii. Și împotriva acestor lucruri, iată de ce nu este lege, că nu-i nevoie. O, Doamne, fie-ți milă de noi și dacă am păcătuit, pedepsește-ne cu îndurare. Fie-ți milă de noi. Dă-ne pricepere să fim responsabili și înțelepți, să înțelegem că păcatul nu poate trece neobservat. Să înțelegem că noi ne putem comporta în așa fel încât să gândim orice acțiune și să nu păcătuim. Cum spune la 1 Ioan 2 cu 1, vă scriu acest lucru ca să nu păcătuiți. Și de asemenea să știm că cea mai mare atenție trebuie acordată celor de aproape, familiei, primul rând, și apoi tuturor celor cu care intrăm în contact în viața noastră. Nu doar să nu păcătuim împotriva lor, să nu-i împingem să păcătuiască. Și nu doar atât, să le facem bine în grija noastră de a veghea asupra propriul nostru, se cuprinde nu doar atenționarea lui în caz că păcătuiești, ci și ai venit în ajutor potrivit cu nevoile lui. Și în privința asta, legislația biblică este foarte categorică. Suntem datori pentru aproapele nostru. Și n-aș vrea să ni se pară asta ca o povară. Că și atunci când am fost noi mici, părinții noștri au avut grijă de noi și un copil nu crede că asta este o povară pentru tata și mama. Cum nici nu credem că este o povară ca Dumnezeu să aibă grijă de noi. Da, îmi pare rău pentru bietul Cain, în sensul că nu l-am avut pe Abel. Pierdem frații când păcătuim și ne pierdem noi. Și Tatăl care ne-a creat și pe unii și pe alții, ia atitudine. Să înțelegem din păcatele acestei prime familii și a multor altor familii și în relația noastră de familie și cu toți cei apropiați să fim foarte grijulii ca o mamă, ca un tată, ca bunul nostru tată, ca scumpul nostru frate Domnul Iisus Hristos. Ca să le facem bine și niciodată rău. Și astfel să ne bucurăm de îndurarea Domnului, de viață în compania lor și ei în compania noastră. Că în felul acesta ne pregătim pentru cetatea eternă, acolo unde comuniunea se va constitui într-o bază a fericirii, atmosfera de dragoste va fi la ea acasă. Și niciodată păcatul și nici pedeapsa nu va mai fi o realitate și nicio necesitate. Doamne, fie-ți milă de noi și dă-ne îndurarea ta. Amin.